Bună ziua! Vă mulțumesc că astăzi sunteți alături de noi la conferința organizată de filiala OTA Partidului Național Liberal, cu toate că este luna concediilor și cei mai mulți dintre noi sunt cu gândul la vacanță. Tema conferinței de astăzi este legată de participarea filialei OTA la Consiliul Național din data de 8 august și de demararea campaniei de strângere de semnături pentru alegerile prezidențiale. În data de 8 august, filiala OTA a participat cu un număr de 68 de delegați la lucrările Consiliului Național, ocazie cu care am completat o funcție vacantă de prim vicepreședinte și a fost nominalizat domnul Rareș Bogdan și votat în unanimitate pentru această funcție pe domeniul strategiei politice și de asemenea a participat și excelența sa, domnul președinte al României, Klaus Iohannis, așa cum e deja hotărât în urmă cu un an, este candidatul pe care Partidul Național îl susține pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Este partenerul nostru, l-am sprijinit întotdeauna și îl vom sprijini de fiecare dată. Cu această ocazie s-a dat practic startul acestei campanii, care debutează cu strângerea de semnături necesare depunerii candidaturii, campanie de semnături care va dura până în data de 20 septembrie, pentru că pe 25 candidații la prezidențiale trebuie să-și depună dosarele care vor conține și aceste semnături. Targetul filialei OLT ca număr de semnături este de 48.000. Diseară în ședința de birou politic județean eu o să le propun colegilor un număr de 55.000 de semnături care va fi repartizat către toate localitățile din OLT. Organizația Slatina va primi un număr de 15.000 de semnături, pentru că tratăm cu foarte mare seriozitate alegerile prezidențiale, dar și alegerile locale de anul viitor. Ne dorim să câștigăm Slatina, vom câștiga Slatina și de aceea trebuie să dăm pe un număr cât mai mare de voturi. Ieri am participat la ședința Biroului Politic Național al PNL, ședință în care șeful campaniei naționale pentru alegerile prezidențiale a fost desemnat președintele partidului Ludovic Orban. La nivel de județ, șeful de campanie este subsemnatul, președintele filialei, iar la nivel de municipiu Slatina va fi candidatul pe care la începutul lunii septembrie îl vom desemna și îl vom și prezenta într-o conferință de presă. De asemenea, în cadrul Biroului Politic Național de ieri, Partidul Național Liberal a luat o hotărâre extrem de importantă, o hotărâre îndrăzneață pe care nu știu ce partid a mai luat-o în România. Nu vom primi în rândurile noastre aleși localii PSD sau ALDE. Este o decizie, ea este obligatorie pentru toți membrii PNL, pentru toți președinții de filiale și de organizații și vă garantez că o vom și respecta. Noi suntem cu motoarele turate la maxim, am distribuit către toate organizațiile modelul de tabele de semnături. Colegii mei deja au început această campanie în toate zonele județului. Atât am avut să vă transmit. Acum vă rog frumos întrebări. Nici voște aleși? Adică actuali independenți. Nu, cei care provin din PSD nu vor avea loc în Partidul Național. Doamna Iotu? Eu am spus de foarte multe ori în diversele mele apariții că cei care au părăsit Partidul Național Liberal, filiala OLT, atunci când lucrurile arătau rău, nu vor mai veni înapoi. Și aici mă refer și la doamna Elena Iotu, și la Marius Bălașa, și la domnul Cârloganu. N-am nimic cu dumnealor, ne cunoaștem, ne salutăm, discutăm, dar politica filialei OLT este aceasta de a nu-i mai primi înapoi și atâta timp cât eu voi fi președinte, nici nu vor veni. De ce tocmai în septembrie am fost candidat? Pentru că atunci vom definitiva analiza pe care o facem. Vrem să venim cu cea mai bună soluție pentru primăria Slatina, pentru că ne dorim să câștigăm primăria Slatina
Pentru că, așa cum nu de puține ori am spus-o, orașul este administrat prost și slătinenii simt asta și noi vom veni cu o soluție, un om capabil să transforme municipiul Slatina într-un oraș smart, să facă investiții pentru creșterea nivelului de trai al cetățeanului și după un program bine stabil. La sfârșitul lunii vom finaliza această analiză noastră. Păi, desemnarea candidatului presupune mai multe elemente pe care le luăm în calcul. A fost realizat și un sondaj la nivelul județului Volt și al municipiului Slatina la începutul acestui an. Am analizat și votul din 26 mai, care ne-a trasat, am tras niște concluzii în urma acestui vot. Vom finaliza la sfârșitul lunii august și în prima săptămână din septembrie îl vom nominaliza. Acesta este program. Înțeleg că dacă spuneți că îl veți nominaliza, îl aveți deja în vizor. Cât la sută riscați să fie? M-a spus puțin, te rog frumos. Bun, înseamnă că îl aveți deja stabilit, dacă spuneți că atunci să-l nominalizați. Și întrebarea mea este, la acel sondaj de opinie, cel care va fi anunțat candidat a fost inclus? Au fost incluse mai multe persoane. Repet întrebarea, acea persoană a fost inclusă? Dumneavoastră puteți să o repetați la nesfârșit, eu v-am răspuns. Ce consider eu că trebuie să răspund. Acea persoană a fost inclusă în sondaj? M-am spus că cei pe care avem în vizor au fost testați inclusiv prin sondarea opiniei publice. Îmi dați mie voie să vă întreb în toată familia ce pe ageta sa, că poate, domnule președinte, poate fi candidat al Partidului Național de primar al municipiului, o persoană care s-a aflat măcar în relații contractuale cu puterea PSD-istă? Relații contractuale? Da, măcar contractuale, dacă nu o fi coordonator. Candidatul Partidului Național Liberal pentru primăria Slatina va fi un om integru, un membru PNL cu un CV destul de serios în spate, care va avea toate șansele să câștige primăria Slatina. Cât la sută sunt șanse, în procent, ca acest candidat să fie domnul Moriu de Mețu? Așa cum am spus mai devreme și mă bucură acest interes. Adică 1%, 5%, 10%, 90%. Mă bucură acest interes foarte mare pentru candidatul PNL la primăria Slatina, ceea ce înseamnă că suntem pe drumul cel bun, dar vă rog să-mi îngăduiți aceste 2 sau 3 săptămâni cât mai sunt până la începutul lunii septembrie și îl veți cunoaște atunci și vom detalia mai mult. Atunci, la acel moment. Cât la sută are șanse unul dintre cei doi candidați care au anunțat pe aici din filială că vor să fie în cursa asta, domnul Comonescu sau domnul Buritanu? Au sub 50% șanse? Mai au sub 50% șanse? Încă o dată repet că până în momentul în care îl vom prezenta, nu vreau să fac alte speculații, cu tot respectul pentru dumneavoastră. Pe ce persoane s-au pus sondaj? Bună. Am răspuns mai devreme. Măcar câte? Vă rog să-mi îngăduiți acest termen, pentru că mai este puțin și misterul va fi spus. Deja doamna Iuțu a furat startul. Da. Dar nu se pune problema de furat startul sau nu. Fiecare candidat, fiecare formațiune politică își face un program și fiecare dintre noi stabilim momentul la care începem această campanie. Nu cred că e un deadline, o dată, terminus la care trebuie să-l anunți. Atunci, altă întrebare. De ce durează atât de mult analiza aceea dumneavoastră de care treceați vorbit? Nu mai v-am explicat, pentru că vrem să venim cu un candidat foarte bun, cu o soluție foarte bună pentru Slatina, să și câștigăm primăria Slatina. Nu vrem să ne plipim în niciun fel. Credeți că după tot scandalul ăsta din PSD, PNL nu va câștiga primăria Slatina? Eu sunt sigur că vom câștiga primăria Slatina nu pentru că este un scandal în PSD. Și pentru că de-a lungul timpului oamenii au avut destule ocazii să vadă că un primar din partea PSD nu face ce trebuie pentru municipiul Slatina. Nu m-am referit și știți bine că am evitat pe cât posibil să speculez vreo chestiune ca urmare a tragicului eveniment de la Caraca. Dar oamenii au văzut efectiv ce înseamnă acest sistem clientelar și oameni puși efectiv pe pil. Da. Da?
au văzut că atunci când promovezi incompetenți, ajunge la tragedii. Și cred că Oltul, la nivel național, este cel mai bun exemplu pentru așa ceva. Un județ care a fost guvernat numai de PSD. Oamenii s-au convins, generațiile se schimbă. Și în mod sigur, la alegerile locale din 2020, oltenii, cei din județul Olt, vor taxa PSD. Dacă mă gândeam să fac și în altă zonă. Dumneavoastră sunteți inclus într-un studiu al Partidului Național Liberal aici la Olt ca să candidați pentru funcția de președinte al Consiliului Județean în Moldavara? În mod evident, eu ca președintele filialei sunt inclus în sondajele de opinie. Care se fac la nivelul județului Olt. Păi analiza o face biroul județean, că noi funcționăm ca o echipă și atunci când ești echipă, că eu am funcția de președinte, dar votul meu e tot unul. Da? E același vot cu același Desemnarea candidatului pentru primăria Slatina va fi o decizie care va aparține exclusiv acestei echipe? Desemnarea candidatului pentru Slatina va veni ca urmare a votului pe care îl va da biroul municipal Slatina. Biroul Politic Județean își va da doar un acord de principiu, dar decizia și votul va da biroul municipal Slatina, pentru că nu de puține ori am spus, trebuie să fii un om care poate să coalizeze în jurul său, să creeze o echipă. Dacă nu reușești să creezi o echipă și nu ai acordul celorlalți, ai șanse zero de reușită în orice domeniu, nu mai important. Ați fi de acord ca cineva care a stat, să zicem, în ultimii 10 ani pe undeva prin Palta Arbora, etajul 4 din 12, să se întoarcă acasă aici la noi și să spună că le știe pe toate? Da, nu înțeleg rostul întrebării, dar vă spun sincer că candidatul PNL la primăria Slatina este un slătinar. Nu este un cineva apărut sau fustea de pe... Faceți studii și calcule în prezent pentru a căuta un alt candidat la funcția de primar de la Baj decât cel care este în funcție, nu. Ținând seama ultimele de la Baj ale dânsului? Nu. Avem un primar la Balș care, vă spun sigur și garantez că în 2020 va câștiga iarăși. Acum 4 ani pe din Porta se afla în tratative foarte lungi și își ducea cu vorba pe președintele executiv al PSD-ului la Balș. Astăzi n-am stat de vorbă nici cu președintele de la PSD și nici cu primarul de la Balș. Poate cine știe. Dar nu cunosc ce făcea în acea perioadă, nu cunosc, vă spun ce face acum, face o politică a Partidului Național Liberal, va candida din partea Partidului Național Liberal și va și câștiga. Se vorbea la un moment dat că veți candida pentru o funcție de parlamentar și mulți consultenți ai noștri spuneau, ce le facem? Pleacă primarul, le lasă... Da, celor din Ungrea pot să le spun că în 2020 voi candida pentru încă un mandat de primar al Comunei. O spun și cu această ocazie, am mai spus-o, o să le spun și la ziua Comunei joi, pe 15 august, și dacă dintre dumneavoastră aveți disponibilitatea, vă aștept cu mare drag. Domnule președinte, dumneavoastră vi se vă duc într-o altă zonă. Dumneavoastră vi se pare mai încet, da, nu e. Vi se pare normal ca persoana pe care dumneavoastră o sprijiniți pentru funcția de președinte, respectiv domnul Iohannis, vi se pare normal să-și demareze această pre-campanie cu acțiune de strângere de semnături în aceea zi în care se desfășura un meeting anunțat și asumat? Da, nu văd. Adică știți că poate fi speculabil acest lucru? Bineînțeles, poate fi speculabil, dar depinde și de intenția cu care vrei să faci aceste speculații. Eu cred că președintele Iohannis, pe durata mandatului, a fost principalul exponent al luptei împotriva PSD și împotriva tentativelor, lăsați-mă să termin, și împotriva tentativelor de a PSD de a schimba legile justiției. Și atunci de ce să nu demareze cu această campanie? Tocmai într-o zi simbol pentru lupta împotriva acestor tentative. Nu văd de ce nu. Eu am vrut să vă întreb, dar continuăm noastră. Mă refer la, aici vorbesc de speculații, da? Mă refer la faptul că presa și oamenii din societatea civilă ar putea să speculeze faptul că a profitat de mulțime. Îi trebuia semnături. Păi tocmai asta, semnăturile vor fi asigurate de către
cu legi eliberat din toată țara, nu cred că își face probleme domnul președinte Iohannis că nu strânge 200.000 de semnături de deputare din nevoie un candidat. De ce dumnealui în persoană a ieșit în aceea zi? Da, pentru că este un simbol și este legat umbilical de toată această luptă și de nemulțumirea străzii. Deci nu este un politician care a stat undeva în umbră și pe 10 august s-a trezit să demareze această campanie. Nu, a fost chiar în mijlocul oamenilor, în ciuda criticilor. Și a fost alături de cei care protestează pe bună dreptate. Critici, adică... Dar nu cred că este o critică. Dar din moment ce eu întreb, înseamnă că... Da. Bine, din partea mea, dreptul la opinie fiecăruia dintre noi, nu e o problemă. Sunt și alții care pun în același fel probleme. Da, dar eu cred că marea majoritate nu văd lucrurile. Spuneți dumneavoastră că a stat retras. Cum vă explicați atitudinea domnului președinte vis-a-vis, în general, da? Da? Vis-a-vis de evenimentele de evenimentul de la Caracal, în afară de două declarații scurte și sumare pe care le-a făcut, nu prea, implicarea dumneavoastră nu prea a fost. Și cum ce? Păi și cum s-ar fi putut implica mai mult decât să discute în CSAT acest subiect? Lucru da. Pe care l-a și făcut. Mai mult decât atât, este o anchetă în curs desfășurată de către Dicot și eu cred că atunci când un politician încearcă să-și atragă un plus electoral din chestiunea asta, greșește. Nu trebuie să interferăm și eu sunt de părere că trebuie să dăm buna credință anchetatorilor care vedem că de la acel nefericit eveniment și până astăzi lucrează de dimineață până noaptea pentru a elucida acest caz. Cum spuneam, să mă faceți băzistă dacă vă aduc un exemplu în fața, da? Ca și comparație. Vă aduceți aminte în 2005 când au fost acei ziariști răpiți prin Irak, chiar? Câte declarații de... În fiecare zi ieșea președintele acelei vremi, nu vreau să nominalizez că nu am nicio treabă. De câte ori a ieșit președintele și a spus, a comunicat, a făcut public care sunt pașii care s-au făcut până la momentul respectiv. Pentru că nu președintele trebuie să comunice pașii pe care se fac în ancheta de la deci Caracal. Vă să spun acum bine. Păi nu, dar sunt chestiuni total diferite. La Caracal este o anchetă în curs care este sub coordonarea Dicot. Acolo era o chestiune care ținea oarecum și de relația de politică externă a președintelui, că se întâmpla în altă țară. Și știți bine și suspiciunile legate de acel caz, eu nu știu dacă e cel mai bun exemplu. Nici superiorul eu știu, oamenii au fost obișnuiți pe vremea președintelui Băsescu cu un președinte conflictual care să se implice în orice. Dar de multe ori o făcea depășind limitele Constituției. Eu cred că președintele Iohannis tocmai asta a făcut tot mandatul. A respectat ad literam Constituția. Și atunci nu putem să-i aducem o critică că în fiecare zi nu iese la televizor să-și dea cu părerea despre cazul care. Cu cine și instituții ale statului care fac verificări acolo și le fac bine părerea. Cu cine veți în turul 2? Spuneți că o să ajungă domnul Iohannis în turul 2. Sau pe cine vreți în turul 2? Da. Doamna Dăcilă sau domnul Bar? Sincer, nici nu ne interesează cine intră în turul 2, pentru că ne interesează să promovăm candidatul nostru. Știm sigur că președintele Iohannis va câștiga al doilea mandat, indiferent ce alt contracandidat ar intra în turul 2. Și mai mult decât atât, este greu de spus cine intră în turul 2. Vedem și noi șantajul pe care îl face ALDE, mișcările pro-România. Sunt multe necunoscute și nici nu ne interesează. Noi suntem concentrați pe campania pentru președintele Iohannis. Ar fi mai greu cu domnul Barna? Nu cred că ar fi greu cu niciun alt candidat. Da. USR-ul era reticent la un moment dat în afaceri. Conform tuturor analizelor sociologice, tuturor sondajelor, președintele Iohannis are o cotă de încredere, o favorabilitate de peste 40% la distanțe kilometrice față de... Și unde era peste Iohannis cu două săptămâni înainte de turul 2 2015? USR-ul era la un moment dat reticent în afaceri. În ideea de ca dumneavoastră după câștigarea alegerilor, că ei sunt convinși că veți câștiga și ei, așa că veți face alianță cu ei. Spuneau că o să faceți tot cu PSD-ul pentru că deja aveți un antecedent și este mai convenabil. Da, am mai spus-o și... Este o declarație a lui Barna. Și o repet, după părerea mea și a multor colegi, USR-ul a fost cea mai mare greșeală pe care a făcut-o PNL-ul și a tras mult timp după această decizie nefericită. Mai mult decât atât, tocmai ce am spus, că ieri noi am luat decizia de a nu primi rândurile noastre de la alte partide.
este foarte puțin probabil să se mai întâmple o chestiune de, de genul ăsta. La Caracal, cum sunteți cu candidatul, ultima întrebare? Tot așa, totuși doamnă desemnați? Sau va fi mai... Mai durează puțin la, mai durează puțin la, la ce sex va vom începe cu, vom începe cu slatina. Nu pot să fac nicio dezvăluire în acest. Răgănește altceva, ne-am puteți? Răgănește viceprimorul. În toate organizațiile noi suntem în acest proces de identificare a candidaților pentru alegerile locale. Va conta procentul de la prezidențiale? În mod sigur, da, va conta. Vă mulțumesc mult. Thank you.